Mircea Diaconu s-a aflat vineri 9 septembrie în chioșcul din grădina publică Mersi din Câmpul Lung, unde altădată cânta fanfara pentru a se întâlni cu ziariști, oameni obișnuiți sau directori de instituții pentru a le dezvălui cum arată România văzută de la Bruxelles. Dacă ești deputat european, atunci ești deputat european și orice poți să faci acolo sau să susții acolo, se aplică tuturor 28 încă de state, nu numai țării tale. Evident că te gândești în primul rând la țara ta. Că ce e bine mie, ți-e bine și ție. Sunt scandaluri românești, de multe ori, că le-ați văzut, le-ați auzit, și te întreabă lumea, ce zic de cutare faptă sau întâmplare românească? Și răspundem, nici nu le observ aproape. Fiecare țară de pe acolo are niște probleme atât de mari, chiar mult mai mari decât România de multe ori, încât grijă mie de mie, de tine, dar de mine mi se rupe inima. Știți cum e, da, despre asta e vorba. Cultura română se vede bine, în general, să știți. E în top. Și dacă vorbești de film, și dacă vorbești de teatru, și de arta plastică, nu? De curând discutăm de Brâncuș, nu știu câte ori Brâncuș, născut pe la noi, pe aici, pe Meleaguri, e mondial, puțin spus. E chiar planetar, să zic așa, cu adevărat. Ceea ce e bine. Nu prea facem noi ce trebuie. Asta e alt subiect și, din păcate, cred că e etern. Renumitul actor va participa în această seară ca invitat la festivalul Serile Filmului Românesc de la Lerești.